Aș vrea să atrag atenția domnului consilier PSD, Daniel Ungureanu, care este oricum în conflict de interese, având o firmă de taxiuri, că o parte din mașinile dumnealui am impresia că circulă fără licență. Cel puțin una dintre mașini, sigur, a circulat fără licență, astfel încât a fost sancționată de către poliția municipiului și s-au ridicat numerele de matriculare. Această mașină ocupă domeniul public, parcată fiind la stația de alimentare cu combustibil Lukoil din centrul orașului. Vă rog, domnule Daniel Ungureanu, nu dați bir cu fugiții, văd că ați ieșit din online, să remediați această problemă și rog și domnul polițist, mă rog, polițist, director, cum e denumirea, de la Poliția Locală, domnul Alexandres, director, director de la Poliția Locală să ia măsuri în acest sens, să dispună ridicarea acestei mașini în colaborare cu domnul Statache de la parking. Vă mulțumesc.